Ok, deci aici avem coding challenge-ul nostru numărul 2, sau provocarea noastră de cod numărul 2, care va fi totul despre array -ul. Și în aceasta ne vom reîntoarce la acel calculator de bacșiș, dacă vă minte, pe care l-am construit în secțiunea trecute. Și vom folosi aceleși reguli pe care le-am folosit și înainte. Ok, deci haideți să ne apucăm de citit, da? Uh, Steven încă își construiește calculatorul de bacșiș, după cum am spus, folosind aceleși reguli ca înainte țineți minte aici avem regulile, de bug și 15% din factură dacă valoarea facturii este între 50 și 30, adică dacă este mai mare sau egală cu 50 și mai mică sau egală ca 300, iar dacă valoarea este diferită, baxișul este de 20%, adică else, va fi egal cu 20%. Și acum avem sarcinile noastre. Trebuie să scriem o funcție, da, calc tip, care ia orice valoare de factură ca intrare sau ca input, și returnează bac scuzați, și returnează corespunzător, care este calculat pe baza regulilor de mai sus și aici avem regulile. Dacă aveți nevoie, după cum am scris aici, puteți verifica codul de la primul calculator de bacșișuri, dacă doar aveți nevoie, pentru că acolo mi se pare că am făcut într-un mod mai elaborat cumva și ne-am că cu aceste reguli ca să fie mai ușor de citit. Utilizați tipul de funcție care vă place cel mai mult, adică puteți folosi operatorul ternar, puteți folosi a, funcție săgeată, puteți folosi expresie, puteți folosi declarații, chiar nu mă interesează atât timp cât merge. Da? Testați funcția folosind o valoare a facturii de 100, adică aici avem primul nostru test și acum să folosim array-urile, avem pasul 2. Așadar, vom crea un array numit facturi care să conțină datele de testare de mai jos. Și datele noastre de testare le avem pe unele le avem. Aici le avem 125, 55, 44. După asta, după ce am creat această array cu facturi, vom crea un array de baxișuri care va conține valoarea baxișului pentru fiecare notă de plată, calculată din funcția creată anterior. Adică, dacă mă țineți minte cum am făcut noi cu calc age, mi se pare, fiecare nou element va fi trecut prin acea funcție, adică se va lua fiecare element din funcția bills și va fi trecută prin, a... nu, nu din funcția, a, mă scuzați nu din funcția bills din array-ul nostru cu facturi și va fi trecută prin funcția noastră calc tip, da? Ok? și după aia aveți un mic bonus și acest bonus este total opțional, dacă vreți să-l faceți, creați un array total care să conține valorile totale, deci factură plus bacșiș. Nu este așa de greu, dar este opțional, după cum am spus. Și acum aici avem o mică sugestie care am crezut eu că trebuie spusă, doar ca să fie mai ușoară rezolvarea acestui challenge, pentru că nu vreau să vă complic prea tare, cine știe, poate deja sunteți, nu știu, destul de saturați de la lucruri de la școală. Și acum amintiți-vă că un array are nevoie de o valoare în fiecare poziție, adică în fiecare element trebuie să aibă o valoare, da? Iar acea valoare poate fi, de fapt, valoarea returnată a unei funcții. Deci lucrul pe care l-am făcut noi acolo frumos, cu acel calcage. Deci puteți să o funcție ca valoare a array-ului, dacă vă țineți minte, iarăși cum am făcut cu calcage-ul. Deci nu stocați mai întâi valorile bacșișului în variabile separate, adică să creați noi variabile pe care le veți crea prin trecerea unor variabile inițiale prin funcția voastră, dar stocați-le direct în noul array, adică creați noul array trecând fiecare element prin funcție, iarăși cum am făcut calcage-ul. Da? Ok, deci, după cum am spus, acest bonus este opțional, dar în rest, toate celelalte trei puncte sunt obligatorii, așa că vă urez succes și puneți acum o pauză videoclip, încercați să rezolvați și dacă ceva nu merge după plan, eu vă aștept mereu cu rezolvarea, așa că puneți pauză. Cum a mers? Nu știu, haideți să <laughs> încep eu să rezolv Așa, să ne uităm mai întâi la sarcini și să facem totul după puncte. Să ne uităm la prima noastră sarcină o scriu o funcție calc tip care ia orice valoare de factură ca intrare și returnează bacșișul corespunzător. Și astea sunt regulile. Dacă bacșișul este între 50 și 300, atunci uh, corespunzător bill-ul nostru sau variabilă care va stoca acel bill va fi de 15%, adică cu ce vom mulți noi factura noastră va fi 0,15, logic, pentru că 15% supra 100 este 0,15 și else bacșișul va fi de 20% așa că odată și și aceste lucruri ne putem apuca de lucru. Putem să definim mai întâi un calc tip, după cum am spus, voi defini o funcție și o voi defini ca o funcție expresie uh, sau da, mai bine facem așa și ne vom folosi de un operator ternar, doar că totul o să fie mai repede. Așa că voi da aici un function și după aia ca argumente voi da doar acea factură, o voi numi eu bill. Factură pe engleză este bill, da. Și după aia, dacă am spus că folosim un operator ternar ca să fie totul mai repede, vom returna deodată. Ce o să returnăm noi? Mai întâi o să verificăm dacă bilul nostru este mai mare sau egal ca 50 și vom, pune operatorul AND. Bilul nostru sau factura noastră este mai mică sau egal cu 300. Atunci ce vom face noi? Vom înmulți bilul cu 0 15, da? Ne reamintim aici cum funcționează operatorul ternar. Verificăm dacă condiția asta este adevărată, atunci facem acest lucru. Dacă însă nu este adevărată, punem două puncte și specificăm else-ul. Și else vom, vom acel bill cu 0 între și 2, da? Așa, și hai să încercăm să chemăm o dată acea funcție, să încercăm să chemăm funcție dată. vom face aici un refresh și vom încerca să facem un calc tip. Și aici vom da 200, ca exemplu. Să vedem, ne-a returnat 30. 200 este între 50 și 300, 200 de mulțit cu 0,15 este 30, așa că am avut succes. Da, deci funcția noastră funcționează total ok, dar dacă încercăm să facem un calc tip de, uh, dacă am spus 5, 5 poate că 5 este alt, atunci avem 1 care este 0.2 din 5 este 1. Înseamnă că funcția noastră funcționează destul de ok. Funcția noastră funcționează, nu sună bine, dar oricum. Ok? Acum avem funcția noastră, după cum am spus, o puteți scrie în orice altă modalitate, nu este neapărat să folosiți operatorul ternar, puteți folosi if-else-ul, da? Iarăși, contează să meargă și contează tot să fie ok. Operatorul ternar aici îl folosesc doar ca să fie totul mai repede și mai rapid și, de asemenea, ca să ne -mi ducem minte cum îl folosim, da? Ok, mai departe, să ne uităm la pasul 2 pentru că deja am făcut, aici avem ban, da? Pasul 2. Și acum să folosim array-urile Așadar, creați un array facturi care să conțină datele de testare de mai jos. Datele de testare de mai jos le avem aici, acele date de testare, și vom crea pentru, pentru pasul 2, vom crea un array numit bills, îl voi, nume, îl voi numi bills pentru că deja am folosit bill ca argument pentru funcția mea, care va conține 125, 555, 44, toate ca elementele array-ului. Da. Deja am făcut ce acest pas, punem aici un done, și acum creați un array bacșișuri care să conțină valoarea bacșișului pentru fiecare notă de plată calculată din funcția creată anterior. Și aici vine, cred că, cel mai greu punct, dar s-o dată de destul de ușor. Vom defini un nou, un nou array pe care o să-l numim tips. Tips pe engleză este bacșiș, da? Și pentru fiecare element îl vom trece prin acea funcție, adică fiecare element va fi trecut prin calc tip și vrem să trecem elementele acestui bills. Adică mai întâi primul element al lui bills va fi trecut prin acest calc tip. După aia vom trece al doilea element al lui Bills și cu vom trece al treilea element. Așa că haideți să copi tot aici. Hop, hop. Și vom trece mai întâi primul, al doilea și aici vom trece al treilea element. Iar aici aduc aminte că numerotarea în uri se începe de la 0, da? Ok, deci acum ar trebui să avem acest tip și haideți să vedem dacă funcționează. Facem aici un refresh. Hai să prătăm mai întâi Bills și după aia să printăm acest tip. Deci, dacă veți scoate un calculator și veți încerca să calculați și singuri, veți observa că, după idee, totul este destul de ok și, pe lângă asta, am reușit să adăugăm și totul într-un array. Deci, am reușit să facem și acest pas, care este, este pasul 3. Da. După aia, trebuie să creăm un array total care să conțină valorile totale, deci factura plus baxiș. Iar și un lucru destul de ușor, va trebui să adunăm elementul de aici cu elementul de aici, elementul de aici cu elementul de aici, elementul de aici cu elementul de aici. Există modalități mai ușoare să facem aceste lucruri, dar încă nu știm cum, pentru că încă nu am învățat. Până la în sfârșitul secțiunii, vă voi explica eu cum să folosiți buclele. Un lucru iarăși destul de important, dar până atunci deja ne clarificăm cu ce avem. Da, vom crea acum o altă constantă care va fi total, vom numi total și iar va fi un array. Fiecare element va fi suma Uh, primul element de la bills cu primul element de la tips, după aia al doilea element de la bills cu al doilea element de la tips și așa mai departe. Știu că poate unii din voi să încercați să o faceți în modul dat, bills plus tips, dar Vă spun deodată că nu va merge din cauza faptului dacă încercați să faceți lucrul dat, aceste două array-uri se iau ca stringuri și uitați ce se întâmplă dacă încerc să prindeți acum acest total. Uitați-vă cum aceste două array-uri s-au luat ca stringuri, după aceea s-au concatenat unul cu altul. Adică, dacă vă mi țineți minte, acest plus a face un trigger la, acest, la acel proces de concatenare și din cauza faptului dat se returnează totul ca string. Noi nu vrem să facem lucrul dat, ci vrem să creăm un nou array în care fiecare element va fi adunat în parte, adică build de 0, primul element de la build, îl adăugăm cu o bills de 0. Și un lucru care cred că trebuie menționat aici, eu mereu numesc array-urile la plural, din cauza faptului că îmi place că dacă știu că am mai multe elemente, atunci variabila mea să fie numită la plural. Puteți să observa acum acolo bills și tips, adică facturi și bacșișuri cu desinență i la sfârșit. Da? Bills, de 0, plus tips de 0, adică primul element de la primul array și primul element de la al doilea array și facem același lucru pentru toate trei elemente, bills de 1, plus tips la indexul 1, de asemenea, builds 2, plus tips la indexul 2. Da, am făcut aceste lucruri și acum haideți în control R să facem și să printăm mai întâi cel builds, printăm acel tips, care ține minte și noi cum este calculat și după aia prindem acest total care iarăși scoate calculatorul și puteți vedea că aici ne-a dat numărul diavolului. Uuu, în orice caz, nu vă temeți, uh, numere, numerele le-am ales total aleatoriu, nu am avut nicio intenție mai ascunsă, da? Ok, deci am reușit să completăm și acest bonus, ura! Și cam acesta este colul de sfârșit, am spus că nu o să vă dau nimic prea greu, uitați-vă cum am reușit să rezolvăm acest challenge în doar cât acolo, cât s-a primit la noi. 1, 2, 3, 4, 5 rânduri de cod, adică am reușit să rezolvăm totul în 5 rânduri de cod și puteam să facem totul chiar și din 4 rânduri de cod dacă aici foloseam o funcție săgeată, adică dacă în loc de acest function, ștergeam acest function și puneam aici frumos o săgeată, ceva de genul, da? Și după aia nici nu era să am nevoie de cuvântul return. Puteam să fac totul fără return și era să fie ceva de genul, da? Dar nu am făcut lucrul, dat, doar din cauza faptului că vreau să fie o cititabilitate sau să fie mai ușor de citit funcție pe care eu am scris aici. Da, deci, destul de ok. Dacă ați avut ceva um, întrebări despre aceste array-uri, uh, cred că ar trebui sau să faci, după cum am spus, un Google, pentru că Google este prietenul vostru cel mai bun. Și în caz că nu găsiți, vă puteți la videoclip sau să adresați o întrebare în secțiunea de mai jos de Frequent Asked Questions sau un Q&A. Dacă nu găsiți în Frequent Asked Questions, puteți scrieți o întrebare în Q&A și eu voi încerca să vă răspund. Da. Ok, deci, după cum am spus, ăsta este colul de final. Vă mulțumesc că ați fost alături și ne revedem în videoclipul următor în care vom învăța despre obiecte.